Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA Real Life cu Tudorel, cu Mafia Forță, primul episod de GTA Real Life, practic, pe canalul ăsta, acolo și noi de la zero. M-am gândit, bă, dacă tot e canalul, începem cu episodul 1, ok? Sper că vă place brădulețul meu, l-am pus și pe Instagram, dacă vreți să vedeți poze mai detalii acolo. Este cu renii, cu chestii, chiar super mega drăguț. L-am cumpărat de la Jumbo ieri, de asta n-am făcut nici live ieri, că am fost să cumpăr câte ceva. Și l-am făcut eu, adică l-am împodobit eu frumos, împodobești de mamă bradul. Da, și acum mergem și dăm drumul la episod, să fie forță, spargeri la bancă și forță! Let's go! Suntem aici alături de Gașcă! Salutare, băbeți! Da, da, da. Bă, seara! Băi, nene! Eu trebuie să mă duc să-mi iau arme de la casa mafiei. De acasă, de la noi. Aveți și vreo armă, ceva? Stai, avem, așa. Păi pentru mine mă refer, să-mi dați-mi un pistol. Stai să controlez eu. Ia aveți, boss-ul. Am doar acă ăsta. Dar eu n-am deloc. Sau? Dar mă duc la magazin, că până ajung acasă e mult. Ai? Un pistol, văd ce, o prastie. Oh, mersi, boșule. Și câteva gloanțe să dau și eu cu ei în pământ? N-am prea multe gloanțe. Tot ai pește, mersi, boșule. Stai să văd dacă mai am și pistol, nu știu sigur. Nu, că e de ajuns, e bine. Am noroc. Salut. Cum e, ce faci pe aici? Ce faceți, de fapt? Avem o mașină, mă, ți-am zis, aici mașină. Gata, boss, gata. Nu dau la față. Aoleu, dă-ți spate, transfer bancar. Ce sunt pe aici? Stați că revin imediat. Așa, boșilor. Mergem la băncuță? Hai la bancă, dă-i mărțuri pe aici. Iată, mă gândesc să dăm spargere mare asta, să dăm la Pacificul la mare. La bancă mare. Oh, haide. Ne întâlnim acolo, da? Da, da. Pune centura, frate meu, că eu nu prea conduc bine mașina asta. A pus-o. Mai devreme era să murim până am ajuns aici. Câți cai putere are asta? Are vreo mie... cel puțin 5 cai. 5, 6, 7 cai. Da, frumoși. Trebuie să mai vină 2, nu? Doi cai? Da. Da, dar tot de-aia frumos. Doi cai frumos. Noi nu furăm, Tibi, dragă. O blu, mamă, zburăm. Pe aia cu coama albă. Îți dai seama. Să ducem așa asta din inerție, nici nu mai accelerez acum. Fii atent că o parcăm aici așa. Dar s-o bagă și asta, stai. S-o bag cu spatele, ca să ieși repede cu ea. Nu o să rău mașina asta, n-ai să spui. E superbă, doamne, e un exemplar unic. Avem celușne, un ostatic, ceva. A, pe la asta nu ne-am gândit. Da, opa. Ușor, boșule. Ei, are un taxi! Chemăm un taxi acum, stai un pic, că chemăm imediat un taxi. Era taximetristul ăla, dar n-a oprit. Culangiu de ăla, se grăbește, nu s-o uită. Ok, chemăm taxi! Chemăm un taxi și revenim imediat, ca să nu stă să pierdem timp, ok? Bărâbe! Gata, boșule, iau-te ce urât e ăsta, băi, nene! Băi, uitați să-ți scuți! Să scoți vopțea după Halloween, mă? Hai să mergem înăuntru, băieți. Hai, merge. Hai, mișcă-ți du-te după cum o trăim. Mai repede, băi. Hai să parchezi și o mașină. Mai repede, că nu stăm... Hai, mă, mișcă curul ăla.
Bă, vom avea nevoie și noi de un sniper să ne zică informații și de-astea. Cine e sniper? Hai, bordule. Mă duc. Unde stai, bășul? Mamă, mamă. Ai cancer în gât, bă, băiatule, ce căcat ai? Hai, bă, vină încoa. În asta seară, ia zi ceva, zi un cuvânt ceva. Ticule. Vorbește mai încet. Hai, vină după mine încoa. Să știi, boșule, că te auzi foarte tare și urechea mea e sensibilă că sunt copil. Hai, vină jos. Băi. Aolo, l-am luat pe ăsta tic în cate. Nu mai vorbi deloc, că-ți dau ciorapul când ajungem jos. Hai, în genunchi aici! Acum? Boșule, dai tu spargere, îți dau C4? Dau eu, dai-mi-l mie, da. Acum. Că am lucrat la informatică acum câțiva ani. Am înțeles. Așa. Dar să-ți bag rost la ciorapă cură. Dai tu jos? Dorule, stai tu jos? Nu. Nu stau jos. Vreau acțiune. Stau eu aici cu ăsta? Nu, că stă frate meu. Nu pleacă el aici, îl prindem dacă e. Eu dau, băieți. Ia-l tipul ăștia pe chat, am înțeles, știam eu. Salut, YouTube. Ăla-i boșule. Sus, pe scări. Stai tu acolo, da, pe scări și eu stau tot aici, așa, undeva. Da, eu mă bag în partea cealaltă, mai pe mijloc. Da. Aici. Da. Eu stau aici, uite așa. Totul, dacă simți că amorțește, te scoli și te plimbi un pic aici, așa. E, cred că te-a înțeles, dar nu poate să vorbească că are ciorapul în gură, frate. Oțet. Da, m-a înțeles, cum să nu. Ciorapul oțet activated. Ok, hai să vedem ce reușești noi acum. N-am eu foarte multe gloanțe. Că m-am uitat casă pe casă, că nu m-am gândit că dăm jaf azi. Aha. N-ai un ciorap și pentru mine să mi-l pun aici pe față? Nu. Boșule, să stai tu pe căscuță, da? Da. A să ne zici și nu. Să le zică și nouă, sniperin eu, când vin ăștia fraierii. Da. Canalul lui Epicure te activated. Scoate-mi, boss-ule, șoseta, că mă doare gâtul. Băi, tu cum vorbești, bă, fără șoseta? Cu șoseta în gură. Am dat-o afară cu limba. A, că e mai bine acum. Dar să vorbești puțin mai încet, că tot te auzi tare. Am luat o pastilă. E bine. Aveai gâtul răgușit rău de tot și te auzi urât, să știi. Am luat un urofen. Vrei să cântăm ceva împreună până vine poliția? Nu știu să cânt, mă doare gâtul. Cânt eu! Primești cu colindul? Te ascult cu mare plăcere. Da. Dar nu știu un colind bun. Dar să știi că n-am bani. E, pe nu luăm bani aici de la bancă noi? Fii atent aici și gata? Am interpretul meu preferat. E mult după el. Împodobește, mamă, pradul și nu te întrista. Această seară de Crăciun este seara ta. Îți place? Foarte frumos, foarte mult. Îmi pare rău că n-am bani, îți dădeam și bani. Ei, las că luăm noi bani. Tudorele? Da. Haide sus, hai pe poziții, că am primit automatic, venit. Vine garda, haide. Ok. De poziții. Bă, tu mai plimbă-te un pic pe aici, să nu amortești. Mai ridică-te, boșule, un pic, așa că nu... Așa e, mă dor genunchii. Să nu te doară rotula. Dar
Cam atâta, că te-ai plimbat cam mult și e tupeu după aia. Te înveți cu plimbatul. Așa, mă pun înapoi. Așa, frate. Au venit? Nu, e pe drum, e pe drum. Nena, polițiștii! N-au venit, a? Eu vreau să le cânt colide. Să-mi dea bani. Să știi că nu e nimeni afară. Eu mă duc să-i mai cânt lui ăla, poate are bani. Da-mi, dar nu mă las că nu mai cânti, e că tu n-ai bani. Uite bine, că eu îți dau după. Hai, lasă, nu mai. Că tu mă pui să cânt degeaba. Ei, degeaba, te plătesc. Cum? Zic eu că nu îmi dai niciun bani, că n-ai. Ești cam sărac. Ești sărac, așa? Îți dau niște oi de la Vasile, că au zis că mi le împrumută. Aha. Ce s-au de așa? Lăniță, de-aia moale, îți facem pătuți, tot ce vrei. Nu că eu mă piși în pat și dacă... Dacă îmi dai cu de-aia de oaie, să încălbenește oaia. Să încălbenește lână, exact. Hai să vină poliția. Să nu vină de fapt poliția, ca să luăm banii să fugim. Ok, reveni când vine poliția, ca să nu stăm degeaba. Au venit. Poliția! Nenea, polițai! Alo? Sunteți înconjurați, afară din bancă. Nenea, negru! Primiți cu colindu? Colegul. Ești în bancă. Colegul, ai grijă. Vine aici, colegul. Nenea! Aolo, au luat, cred că au luat-o static. Nenea, m-auziți, nenea? Spune-ți. Primiți cu colindu! Dacă scap cu viață de aici, poate primim. Dar de Crăciun. Domnule, lăsați copilul ăla în pace, domnule. Iar lăsați copilul, baci. Colegul, ce face cu copilul ăla? Eu static? Că se plimbă pe acolo, cam suspect. Nene, poți să mai mai citi, că îmi dor genunchii. Caută un copil aici, în bani. Mergi un pic, da. Te pui la loc. Mă aude cineva? Te aude, da. Vezi că ești un sniper, frate. Copile, ești teafăr? Eu sunt teafăr, staticul nu prea e. I-am vrut și pantalonii. Staticul copile. Staticul cred că are ceva la gât, cancer ceva. Aolo. Colegul, trebuie să avem mare grijă. Nu se tratează, n-ai ce grijă să ai. E de la fumat, e, stă cu... Nu mai înțeleg nimic, colegul. Din ăla, vorbește prin gât, nu prin gură. Hai să verificăm și noi zona pe aici. Nu se tratează cancerul, să știți. Pe care l-are el. Stai acolo. Aoleu, colegul, colegul. Domnule, mă aud mai bine. Vino ca, vino ca, vine sus. Oh. Băi, tu taci acolo și stai jos. L-ai prins, frate? Mai sunt 150 secunde, frate. Frate, mai ești acolo? Da, 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 sunt aici. L-ai prins? Dar nu cooperează cineva și s-ar putea să moară. Dă-i în gură! Colegul, du-te... Te văd, să știi. Colegul, du-te la el, că o să omoare ostaticul. Colegul. Eu nu stau aici, că dacă stau aici, sunt în pericol. Mai bine aici. Colegului meu. Poftim? Ia vină cu mine, cu hai. Colegul meu. Colegul m-a legat.
Colegul, mă auzi? Da. Am luat un static. L-am luat pe unul static. Bagă-l jos aici la ăla tu care are cancer în gât. Păi stai că mai e celălalt fraier. Da, hai de că îl duc eu. Hai că țin eu spatele. Și telefonul. Ca să nu mai conteze un minut cu legii tăi. Un minut și fugim cu marfa. Ne grăbim. Ne grăbim. Bagă-l jos, bagă-l jos. Să-mi hrănesc copiii. Tu ai zis cu copiii tăi. Să-ți iau copiii în pulă, băi, dacă nu taci. Boșule. Da. E atent. Bă, stai în genunchi acolo. Stai în genunchi, băi. Cam mare. Vino cu asta, zic, frate, vino. Zi, zi, zi. Poliție. Ca să nu. După aia, da. Așa. Ok. Da, 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 ok, ok. Da, așa facem. Gata, gata. Să stați acolo. Gata? Stai acolo, genunchi, da. Că zbor creierii. Hai, ridică-te, băi. Hai. Hai, gata? Bun. E gata, da. Haideți în picioare, băieții. Ia, Bori, hai, vină încă. Și nenea cu cancerul în gât, hai sus. Gata, gata. Gabore, vină încă, hai. Gabore, n-auzi? Gaborule! Stai așa, băi, o static, stai așa ușor pe loc, are cască pe cap și n-au de bine. Stai acum în fața ușii. Fiți atent, fiți atent. Hai, Gabore, mai repede. Fii atent, fii atent. Dă drumul la o static, hai, mă, pe ușa din spate. Spate. Ieșim prin spate, ieșim prin spate. Nu, 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 la o static prin spate și nu ieșim prin față după aia. Cu ăsta, cu fraierul ăsta. Păi, dar în față sunt, în fața e sniper și mai am încă unul cu duba. Aolo, ok, dă drumul la o static ăla. Bine, ieșim noi prin spate. La cancer în gât îi dai drumul prin față. Prin față. Da, da, fugi, fii atent, vreau să fugi, da? Fug. Care, hai, du-te, 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 du-te. Haide, Gabore, cu noi. Fugi și strigă tare, mâinile sus, noi, că trag. Hai, Gaborule. Ușor, frate, cum ești? Ai grijă? Hai, 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 că l-am pus capul unul, l-am pus capul unul, hai. Haide. Gaborule! După noi, hai! Hai, 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 că nu am uitat de tine. N-avem locuri, frate, că e cineva. Lasă-l aici, bun fraier. Lasă-l aici, ia-mă pe mine în brațe și hai să fugim. Cătușele, vă rog frumos. Uite, uite, intră la asta, intră, sau nu. Hai că te intră aia. Jos de mașină, acum, hai repede. Mâinile sus. Mâinile sus. Aoleu, mamă. Haide, frate, hai să fugim repede. Să ne prindă ăștia. Se trage, se trage. Pușcă, se trage. Aoleu. După... Mamă, fugi, frate, fugi, fugi. Mamă! Ușor, bă, că mă omori. Stai, bă, că... Mergem la casa veche a mafiei, la casa veche. Stai, da, da, hai de până la... Mergem la un garaj ceva, că nu ajung cu mașina așa. Ba da, ba da. Dă-i, dă-i așa, bă, dă-i. Unde sunt ce stăm, la garaj pe oară? Vezi că vine după noi. Ne oprim și omorâm? Că mașina asta nu duce prea bine. Știi pe cine am eu mașină? Ușor că am polițist o mașină, am polițist o mașină. Nu mai, nu mai lua polițistul, lasă-l acolo, boșule. Mă violează. Mă violează. Dar bine fură mașina ăsta? Nu mai, hai să fugim, hai să nu mai să pierdem timpul. Aolo, intră în toate, toate alea mâncate. Puneți-mă un checkpoint ceva, pe GPS-ul ăla. Pe i-am pus, dar nu merge, că mai e în brații. A, pune tu... Pune la orice eu, garaj, la hai la garaj. Hai că sper că nu vine... Hai să luăm o mașină, că după aceea să merge să ascundem banii, boșule. Da, da, da. Da, da, da. Hai, repede. La garajul ăla, că e fix pe drumul ăla. Ia asta, uite că mergem pe aici.
Hai că trebuie să ne mișcăm repede, bă! Da, da, cu mașina asta, în felul ăsta nu merge. Da, știu. Da, la mecanic. Gata, gata, mi-a schimbat. Hai, dă-i blană, dă-i blană. Dă-i repede. Cât timp avem? Cam cât timp avem să ajungem acolo? Nu știu, frate. Cam 5 minute mi-a zis ăla, că după da? Nu acceptă. Bine, hai repede, hai, 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 hai. Mă ține cu capul în parbriz, mă. Bine, și sunt copil. Ce? A schimbat, nu mai era ăla pe GPS. Păi da, dă-i repede, că am pus direct acolo. Nu mai merge la garaj, dă-i direct la... Da, mergem la direct să ascunde banii, să nu ne prindă cu banii la noi. Da. Da, tare, tare, tare. Dă-i mă viteză. Cât tare merge pe mașina asta, cu ce să fac? Să mă lași pe mine la căsuța asta aici. Lasă-mă aici pe mine și voi fugiți. Te vin și eu din spate. Dă-mi drumul. Uite, mă! Dă-te mă jos din mașină și dă-l jos. Hai repede, hai repede. Pe cu centura aia. Fugiți, fugiți! Fugiți voi! Ce facem asta? Dacă vine poliția! Fugi, dă-mi scoate cătușile așa. Dacă vă țin eu din spate dacă vine poliția. Ia, ia, ia. Bă, ești nebun? Dar nu știu pe unde am luat-o. Oricum, hai că nu mai stau. Dacă stau să-i aștept, după aia mor eu și nu e ok. Mă duc, îmi iau o mașină de aici și mă duc să-i ajut. Haide mă, Tudorele! Unde mă, unde ai zdo? Ai zdo omigul ăla. Haide! Am crezut că vine poliția pe acolo, dar n-am venit. Acolo trebuie să ajungem. Ok, când ajung acolo, continuăm. Hai că aproape am ajuns. Păi și ăștia unde sunt? Se simt după căscuță. Unde sunteți, frate? Am plecat de la ăla, că... N-am mai vrut. Am ajuns târziu, că ăsta cum conduce, n-am mai vrut să ne ia marfa. Aoleu. Da, mă, îmi conduc eu. Dacă a venit ăla după noi, dacă n-am avut cauciucurile... N-are nimic, tati. Ce faci, poșule? Hai că vin și eu cu tine, stai să pun eu filmul. Da. N-am ajuns la timp, băieții, că era... Mașina aia nu e foarte rapidă. Dar n-are nimic. Măcar suntem toți în regulă, știi? E bine. Am omorât un polițist. L-ai omorât? Da, da. Păi și te prinde tati după aia. Dai! Dai! Ia și mie un kill de roșii, frate. Îmi fac salată. Stai. Da. Bună ziua, bună ziua. Cât e kilul la roșii? Cât, mă? Alo. E cancer și bordul ăsta. Hai. Kill. Sau dă două. Hai că e bine. Hai, mersi și ții. Pa, pa. Ia adici, frate. Bagă-ne pur bagaj, stai așa. Stai. Gata, poți să închizi. Ăla-i boșule, mersi frumos. Ăștia au rușii bune și...
astea vegetale, prostii de-astea, sunt bune, sănătoase. Da, da, da. Dar ăla e cam scump. Da. Cât era kilo? 10 lei. 10 lei un kil? Bă, dar ce vând ăștia, bă, diamante? A ceva de ce? Nu nebun, mă, ăștia, frate. Aici cred că era bine, nu? Da. Lasă, frate, că mergem în cartier acum. E să vezi că e ok. Măcar ne-am ales cu un kil de roșii, 2 kg de roșii parcă ai luat, nu? Facem o salată și o dăm acolo, pă... Rupem o pâine pe genunchi și aia e... Poliția, poliția! Frate, poliția, nu! Iată. Rămâneți pe dreapta. Aolo. Aolo, mai. Fug, frate, fug. I-ai făcut pană? Da, mi-am făcut pană. Bă, dar cine a văzut ăia, mă, nene? Fuck my life. Ce două, mă, după ei? N-am că trage până alea. Două mașini? Două sau trei, nu știu. E mașina asta nu e super rapidă. Mă predau. Poliția. Mă predau. Gata. Mă-i sus. Dar de ce ne urmăriți, nenea? Ce-am făcut? Ține-l, colegul, ține-l. Mă-i sus. Dacă faci mișcări, nu se trag, da? Colegii, avem nevoie de ajutor. Alo, căscuță. Gata, ți-am luat căscuță, acum nu mai ai ce să faci. Și pe copil. Eu n-am făcut nimic, îi m-a răpise. M-a răpit, nenea. Nu pune cătușe, că nu, da, am făcut nimic, m-a răpit, da, am fost răpit, ajutor. Răpești copii? Momentan ambii sunteți suspecți. Eu în ce am făcut? Eu n-am făcut nimic. Băi, gura mică, colegi... copile, ce pula mea, taci din gură. Vedeți? Mă, cum vorbești așa cu un copil, mă? E rău cu mine. Taci-mi drumul, nenea, să plecă, mie-mi e frică, mă piși pe mine, e frică. Haideți, tine, taci-mi drumul, vă rog. Mare. Vreau să plec acasă. Stați-vă, bă, ce-ai mă cu copilul? Circulați, domnul. Vreau să plec acasă, nene, vă rog, lăsați-mă. Dacă te prindă, îți rup capul. Copile, nu-ți face nimic. Bă, nu mai vorbi urât cu copilul, bă. Stați-mă, lăsați-mă să plec, vă rog. Ăla-i tati din față, mersi, nene. Copile, stai pe loc. Trebuie să mergem la tine să discutăm despre ce s-a întâmplat. De ce s-a întâmplat? Băi, copile, taci din gură. Ce faci, mă, ăla? Mămica și tăticul unde-i? Gura mare. Mi-a voastră cum vă numiți? Mi-aș pula în tine de copil. Ăsta a nebunit, X9-ul. Dacă mai faci chestia asta, odată îți dau bani. X9-ul mi-a dat mesaj și pe... Cine era la bancă și să-mi zici unde sunt polițiștii. Mi-a dat mesaj și acum. Chiar nu e ok, știi? Adică eu am cătușe la mâini, cum ai vrea să citesc eu mesajul tău, știi? Aoleu, ai și prietenții. Așa, vezi, trebuie să dai cu piciorul. Nenea, ce vreți de la mine? Că nu înțeleg. Lăsați-mă să plec acasă. Copile, nu o să ți se întâmple. Copile, taci din gură că-ți sparg capul. Și stabilim ce s-a întâmplat acolo, atâta tot. Dacă n-ai făcut nimic, o să fii liber. Eu n-am ce să vorbesc, că sunt mic. O să îți chemăm părinții atunci. Bine, ok. Vorbi când ajungem la secție. Oricum, am scos și arma la ei, deci... Fenomenă. Colegul, vezi că suntem urmăriți. Aveți
Păi la chiar mănâncă în cur. Colegii, ajutor! Colegii, colegii! În spate! Ajutor, ajutor! Nu vrea, mă. Nu merge. Încearcă oamenii să oprească. Uite că și ăsta încearcă. Dar nu știu de ce se bagă el kill, e un hitman, știi? Lasă-i. Oprește mașina, oprește mașina. O, da! Ajutor! Stai frate, că e tot ok. Stai mașina acolo, băi. Lăsați-mă în pace. Haide, scoateți copilul din mașină. Scoate copilul din mașină. Mâinile sus. Stați acolo, amândoi. Hai, cu fețele la zidul podului. Măi, eu tot sunt în mașină, frate. Da, bine. Dă-mi ajut de mașină, frate. Vreți să vă ajut eu? Stai din gură acolo, nu mai vorbești nimic. Mersi, boșule. Puteți veni la mine dacă vreți. O să spun cătușile. Mi-a scos cătușile aici. Poliția, poliția, poliția! Udarele, urcă repede ca să nu te ia. Pleacă, frate, pleacă. Băi, mâine, sus, băi! Lasă că le-am pus cătușile la ăștia. Da, le-ai pus. Da, că mă pun după ei. Tudorel! Da! Urcă, urcă! Tudorel, urcă, urcă! Fugim! Ajutor! Ne întoarcem după fratele meu imediat. Ok. Dacă dai tare, cred că merge. Ia, stai. Au, bă, leșin! Nu merge, nu? De ce nu cădem pe aici, bă, ușor? Nu cădem, nu cădem. Ia uite că colegul, trag colegii noștri. Aolo! L-a rănit. A luat-o băiatul meu pe munții. Hai să cobor mai să luăm pe jos, că nu merge cu mașina asta pe munte. Dă-mă jos de mașină, boșule. Hai repede să fugim. Deci ajungem acasă să-mi scos cătușele. Stai că te iau pe sus, că fugi încet cu cătușele. Lasă că sar așa. Ok, vorbim când ajungem acasă ca să scoată și cătușele. Câte să mi le tai acolo. În sfârșit am ajuns acasă, frate. Hai, clește de la mare să-mi tai și mie cătușele sau să dai cu glonțul în ele cumva, nu știu, ca în filme. Hai să vedem jos acolo, poate că se știu, să nu dau cu glonțul. Hai. De frații mei n-am auzit nimic. Ultima dată când i-am auzit că se împușcau atât, după n-am mai auzit nimic de ei. Erau la mașină, erau, aveau doi ostatici, nu? O polițiste. A venit echipajul, tot echipajul de poliție a venit după ei. Iar? Ce s-a întâmplat? Căscuță nu mai au, nu? Atunci. Nu mai au căscuță, că s-au împușcat, nu știu ce. Aoleu, sper că sunt ok. Uite, mă pun cu spatele la masa asta aici, cumva. Ca să dai cu toporul sau ceva în el. Sau cu lește, da. Stai că am găsit un clește. Hai. Ia întoarce-te. Încet, nu-ți fi frică că nu fac nimic. Așa. Țac! Stai că a mers. Mersi, frate, mamă! E mult mai bine, nu? Da! Mersi, frate. Va trebui să mergem acum să vedem cum face cu frații noștri, să nu rămân acolo. La poliție să scăpăm sau ceva, nu știu, vedem noi. Da, un pic să vedem dacă mai au rețea. Da, poate plătim cauțiune sau vedem noi cum facem. Vom vedea. M-am dus să mănânc ceva. Ia vezi. Păi da, mă, fraților, cam ăsta a fost cu episodul de astăzi. Eu zic că ai și super mega șmecher. Chiar ai și foarte tare. Și chiar nu m-aș aștepta să ne urmărească, să ne vadă de undeva poliția pe acolo.
Da, a ieșit super, super mișto. Mie chiar mi-a plăcut. Sper că v-a plăcut și vouă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați canalului Road to 100 ca să faceți noi 100.000 de abonați cât mai curând. Vă mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea voastră și toate like-urile și comentariile și tot sunteți fucking cei mai tari. Și ne vedem data viitoare. V-am pupat, să aveți o zi perfectă în continuare. Ciao. Hei, dacă ți-a plăcut video-ul, nu uita să apeși butonul de like, apreciez enorm. Dacă vrei să te uiți și la alte video-uri, click chiar aici pentru video-ul anterior sau aici pentru video random. Iar dacă îți place canalul, abonează-te chiar acum. Click pe fața mea. Gen, știu că poți face asta, am încredere în tine.